La ședința extraordinară a Consiliului Județean Neamț de săptămâna trecută, președintele Consiliului Județean Ionel Arsene și-a preluat prerogativele funcției și a trecut la organizarea noului legislativ pe cele 5 comisii de lucru. Consilierii prezenți ai majorității PSD-PMP-ALDE au fost de acord în unanimitate cu acest proiect. Proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. La acest proiect de hotărâre se propune organizarea unui număr de 5 comisii. Supun la vot această propunere. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, propunerea a fost aprobată. Plenul Consiliului Județean a fost de acord ca și în actualul legislativ să funcționeze tot 5 comisii care să poarte aceeași denumire ca și anul anterior. Din aceste comisii vor face parte tot câte 7 membri. Pentru Comisia Buget, Dezvoltare Economico-Socială și Administrarea Patrimoniului Județului au fost propuși primii 4 consilieri PSD. Din partea majorității PSD, ALDE, PNR, și PMP, voi face eu propunerile. Pentru Comisia Buget, Dezvoltare Economico-Socială și Administrarea Patrimoniului Județului, domnul Pușcașu Neculai. Domnul Nica Vasile, domnul Andrușca Dănuț, și domnul Pavel Gabriel. Din Comisia de Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură vor face parte tot 4 consilieri, 3 ai PSD și 1 al PMP, după cum urmează. Pentru Comisia de Administrație, pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, domnul Dulamă, domnul Manuel Ugan, domnul Dan Vasile Constantin, din cea de-a treia comisie, pentru industrie, agricultură, servicii publice și turism, vor face parte 3 consilieri PSD și 1 ALDE. Pentru Comisia pentru Industrie, Agricultură, Servicii Publice, Comerț și Turism, doamna Oana Bulai, domnul Asad Teiba, domnișoara Mădălina Șicotariu și domnul Dumnezeiescu Florin. Din cea de-a patra comisie de învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și familie, activități sportive și agrement, vor face parte 3 consilieri PSD și 1 ALDE. Pentru Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială și Familie, Activități Sportive și Cea de Mânci, domnul Ioan Munteanu, domnul Mihai Alexandru, doamna Lumița Dolan, și doamna Organistă. Din ultima comisie, cea de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, vor face parte 3 consilieri social-democrați și 1 PMP. Pentru Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești, domnul Bolțean Adrian, doamna Andreea Codirițe, domnul Lariu Vasile,
și domnul Andruș Cărnăluț. Prin vot deschis a fost adoptată hotărârea de distribuire a consilierilor prezenți pe cele 5 comisii, organizate și în funcție de opțiunile fiecărui consilier prezent. Locurile libere vor fi ocupate într-o ședință viitoare de către consilierii liberali, tot în funcție de opțiunile acestora.